O să profit că suntem la cusătura simplă ca să vă arăt și marșarierul. Deci am realizat o cusătură simplă, presupunem că, mă rog, continuăm. Și în momentul acesta, dacă apăs această clapetă, mașina mea o să coasă înapoi. Iată. Bun. Să presupunem că vrem să schimbăm cusătura, să facem ceva mai sofisticat. Nu trebuie decât să rotim aici, deci rotița din dreapta, și să ne alegem un alt program. De exemplu, trecem la litera B, care face, după cum vedem pe desene, zigzag. Deci, iată o cusătură în zigzag. Putem să mai modificăm, de exemplu, putem să facem și litera F, dacă tot suntem aici. Și iată, după cum vedeți, cusătura este diferită. Bun. O să vedem acum ce putem să facem cu programele S1 și S2. În primul rând, ca să găsim programele S1 și S2, trebuie să acționăm rotița ultima din dreapta sus. Ok? Deci, S1 și începem iar de la A la K. Da? Deci, iată, o să începem de la A. Să vedem ce iese în programul S1, deci suntem în acest panou de aici acum, cusăturile pe care le vom obține corespund acestor desene. Deci am pus litera A. După cum vedeți, am trei linii, ceea ce înseamnă că, practic, acul bate de trei ori în același loc. Și iată ceea ce obținem, o cusătură foarte solidă. Putem să schimbăm programul din S1, să alegem, de exemplu, litera G. Învârt rotița până ajung la litera G. Și să vedem ce iese. Deci observați că ne iese o cusătură decorativă foarte frumoasă, zic eu. O să trecem mai departe la programul S2. Ca să obținem programul S2, învârtim rotița și iată, este aici. Deci, de aici înainte, ceea ce o să obținem, vedem aici, în partea din dreapta. Să presupunem că vreau să fac litera D. Învârt rotița și mă duc înapoi la litera D. Și iată cusătura de la litera D din programul S2. Și tot așa, nu uitați, puteți să le faceți, deci, dintr-un singur fir, o să obțineți ceea ce vedeți sus, sau cu două ace, respectiv două fire, și obțineți ceea ce vedeți jos. Mașina poate să coasă și butoniere, instrucțiunile sunt simple, le găsiți în carte.